Consilierii municipali ai Partidului Național Liberal, care pe perioada alianței nu își sincronizează votul în Consiliul Local cu cel al Socialdemocraților, riscă să nu mai figureze la următoarele alegeri pe lista electorală a PNL și chiar să fie excluși din partid. Dacă nu vor vota alături de Uniunea Națională și nu vor fi vocali în cadrul Consiliului în susținerea politicii Partidului Național Liberal și a poziției comune cu cei din Uniune, o trebuie să facă un pas înapoi. Potrivit președintelui PNL Târgoviște, Mihai Constantin Ranin, există deja un consilier municipal, Silviu Tănase, care are la activ două avertismente pentru că s-a abătut de la linia partidului și a votat în Consiliul Local în funcție de propriile preferințe electorale. Domnul Silviu Tănase are deja două avertismente. Așa. Deci regulamentul se aplică așa cum am promis. Dacă până în prezent el a avut această atitudine ambiguă legată de preferințele lui electorale în cadrul partidului, din acest moment el nu mai are nicio scuză să aibă un alt fel de comportament, pentru că ei nu au fost aleși în nume personal, ca persoană, în Consiliul Local, ci au fost aleși pe listă de partid. Liderul PNL Târgoviște avertizează consilierii municipali că vor suporta consecințele prevăzute în statutul partidului dacă nu vor avea o poziție comună în Consiliul Local Municipal cu reprezentanții Uniunii Social-Liberale, respectiv cu partenerii de alianță de la PSD.